cântă cu cubatele vina, de s-aude în Bucovina, măi, măi. Cântă cum îi spune slova, să laudă și Moldova, măi, măi. Cântă cu cum legea sa, să laudă Dobrogea, măi, măi. Bela Dunăre, la mare, cucui tot într-o cântare, măi, măi. Cântă cucul cu muntenii, îi răspund frumos oltenii, măi, măi. În Muntenia cântă cucul, de răsună-n vale nucul, măi, măi. Cântă cucul cu tot satul, de răsună și Banatul, măi, măi. Hristos a înviat. Mai câteva zile de asemenea frumoase cuvinte, unul altuia, vestind această veste a noastră dintotdeauna, că a înviat Hristos, astfel ne dă și nouă anumită încredere că și neamul nostru va reînvia din momentele grele prin care trece. Nu știu, deci vreau să mă prezint, sunt Vasile Tărățanu, președintele Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzache din Cernăuți. Centrul nostru a fost deschis cu un an în urmă, data de 10 mai, și iată de atunci organizăm diverse manifestări culturale prin satele regiunii, precum și la Cernăuți. El exact am avut, poate unul dintre dumneavoastră au fost, dar a fost unul dintre colectivele care sunt aici la școală și la Casa de Cultură, acel ansamblu pe care este condus de doamna profesoară Victoria Costinean, un ansamblu popular renumit în întreaga noastră regiune, din care fac parte elevii școlilor de aici din sat, adică școlii, pentru că cu mai mulți ani în urmă ați avut aici la Rob cea mai multe școli, acum aveți doar una și sperăm și este bună, cunoaștem pe domnul director și pe profesorii de aici. E o școală bună, păcat că, după părerea noastră, la rugămintea unor părinți care n-au înțeles corect, în ultimul timp au deschis clase unde copiii învață într-o altă limbă, fie și limba de stat ucraineană, este o limbă foarte frumoasă. Noi o iubim, o respectăm, pentru că este limba statului pe care cetățenii coreani suntem, dar mai bine se însușește materia doar în limba ta maternă, în limba pe care ai primit-o de la părinții tăi, pe care ai ascultat-o de la bunici. Vă adresez acest apel de a lupta cu toții pentru păstrarea limbii materne, aducându-vă un singur exemplu sau chiar câteva, ce s-a întâmplat cu satele care, imediat după 40 sau până la 40, au trecut la altă limbă de predare decât în cea maternă. Cunoaștem un sat foarte mare, Molodia, de lângă Cernăuți. Nu departe de Molodia se află satul Voloca. Cam au același număr de locuitori. Voloca a rămas tot timpul cu școala, cu predarea obiectelor în limba română. Molodia a trecut după 44 la predarea obiectelor în limba ucraineană. Ei, în perioada care a trecut de după război până în ziua de astăzi, volucenii, circa 700 de oameni, au obținut studii superioare. La Chișinău, la Kiev, în România, aici la Cernăuți, ne mai vorbind, sau în alte orașe, de pe Petrovsk, Harkov, Ujgorod, Lvov, iar cei din Molodia, care au crezut că dacă trec la predarea tuturor obiectelor în limba ucraineană, vor avea mai multă perspectivă de a studia la diverse instituții de învățământ,
Ea a ajuns și au studii superioare undeva sub 100 de oameni, 70 și ceva. Vologenii au ajuns să fie și conducători de instituții, și aici, și la Kiev, la Chișinău, artiști tăneriți, precum e Paulenco și Dinacocea, la Direcția Regională de Învățământ, domnul Corneliu Nichitovici, care a fost vice-guvernator și a fost răbțitor al șeful Direcției Regională de Învățământ. Și au studiat toate obiectele în limba română, iar ucrainean au studiat-o la limba și literatura ucraineană. Și iată că ei au reușit să intre la diverse instituții de învățământ. Cei care au crezut, părinții, că au solicitat trecerea la studiere în limba ucraineană, au crezut că o să le fie mai ușor copiilor, dar a fost mai greu. Pentru că numai la lecții vorbea în limba ucraineană. Ascultă chimia, matematica, fizica, iar în timpul pauzei în limba română, acasă în limba română, cu părinții în limba română, cu la joacă, iarăși în limba română, pe toloacă în limba română, și venea iar la școală, în pauză discutau în limba română, doar la obiectul ascultau în limba ucraineană, nu prea înțelegeau totul, ieșeau afară și iar în limba ucraineană. Dacă vreți ca copiii dumneavoastră să știți foarte bine limba de stat și să învețe în limba de stat, atunci vă rugăm, dragi părinți care sunteți aici, să vorbiți cu iubitoare în limba ucraineană și corect, așa cum vorbesc cei din Lvov, din Ivano-Frankovsk, din Ternopolă, adică adevărații ucraineni. Și atunci o să-i puteți ajuta ceea ce ar dori, ca ei să învețe corect în limba ucraineană. Dar așa e mai bine să învețe corect în limba română și corect în față limba ucraineană la obiectul limba ucraineană. Am spus aceste toate pentru că spectacolul nostru poartă un generic de felul următor. Limba noastră o comoară. Așa precum a spus marele preot, unul din preoții noștri de la Chișinău, Alexei Matveievici, care a scris acest poem extraordinar, care este și imnul Republicii Moldova. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundate, un șerac de piatră rară, pe moșie revărsată. Eu am spus ceea ce am vrut să vă spun, doar să vă amintesc soarta localității, altor localități care și-au pierdut identitatea lor națională și unde chiar de aici, din Raionul Străjuneț. Cândva se vorbea foarte frumos și la școală și la biserică pe Tutingeri, în Carapciu pe Ceremuș, în Comărești, în Mihalcea, în Panca, precum și în alte state de acum, din sat din Raionul Iboca, Pocinesc, Cuciurul Mare de la dumneavoastră, Caminca, Corcești, Davidende de aici, Broscuții noi. Iată satele care au fost românești, vorbeau românește, pe cruce scrie românește, iar acum, între ei, de multe ori, bunicii nu se mai înțeleg cu nepoții sau strănepoții. Ar fi păcat ca frumoasele sate care stau pe Valea Sărietului aici și unul dintre ele cele mai frumoase și cele mai vechi, care este satul dumneavoastră de Răzești, un sat cu oameni mândri, demni, care știu să-și respecte tradițiile, obiceiurile, istoria și cultura, ca să-și piardă identitatea națională pe care o aveți. Ar fi mare păcat și strigător la cer, pentru că și Dumnezeu în Sfânta Scriptură spune fiecare neam cu limba lui. Noi avem o limbă extraordinar de frumoasă, despre care marele nostru poet Mihai Eminescu a spus: nu noi suntem stăpânii lumii, ci limbii, ci limba e stăpâna noastră. Să o cinstim, să o respectăm, pentru că astfel ne respectăm strămoșii, ne respectăm pe noi înșine. Iată eu ce v-am să vă spun, v-am spus, dorindu-vă multă sănătate, audiență plăcută, dar înainte de aceasta să-l invit în scenă pentru câteva cuvinte pe consăteanul dumneavoastră, cel care s-a născut aici, a crescut aici, a învățat la școala de aici, a ajuns un om cunoscut în întreaga regiune, cu studii superioare, a intrat, nu a fost lipsit de perspectivă, a fost șef de secție la Arhiva de Stat din Cernăuți și unul dintre arhiviștii remarcabili din regiunea noastră, autor de cărți, autor de articole extraordinare și un cercetător și un cunoscător a orașului Cernăuți, a istoriei și culturii noastre strămoșești, în fața căruia noi ne scoatem pălăria și spunem mulțumesc, Dragoș Olaru, vă rog!
Mulțumesc, Vasile, atâtea cuvinte și așa de frumoasă ai rostit, mai ales despre limbă și despre satul meu. Eu când ajung la Rocea, dar ajung cu părere de rău tot mai rar și mai rar, am emoții foarte puternice, fiindcă aici, într-o căsuță cu acoperișul, cum spune la noi, cum se spune la noi, cu dacul, în patru ape acoperite cu draniță, m-am născut și eu cândva și părinții mei s-au bucurat de primii pași și s-au bucurat de primele vorbe care le-am rostit tot în limba română. E o fericire ca să cunoaștem această limbă, să o studiem. Eu, poate mulți dintre noi să știu, sunt născut în Cătunul Priban, dar am plecat la vârsta de 17 ani și mai mult am trăit în Cernăuți. Dar de fiecare dată când revin la satul meu natal, am emoții foarte puternice. Am lucrat o viață întreagă la Arhiva de Stat din Cernăuți, unde se păstrează peste 1,5 milioane de dosare, care conțin 10 milioane de documente și majoritatea sunt scrise în limba română. Eu mă gândesc, dacă noi am renunțat la limba noastră și am trece toți să studiem numai în limba ucraineană, cum de fapt s-a făcut aici, s-a încercat să se deschidă și o clasă, oare am putea noi să citim acele mii și mii de documente despre care vorbesc despre părinții noștri, despre buneii noștri, despre străbunii noștri, niciodată. Eu mă închin și vă rog, dați copiii să studieze limba lor maternă și aveți această posibilitate. Numai cunoscând adânc limba maternă, perfecționând-o, vorbind o limbă corectă, astfel o să putem învăța și alte limbi corecte. Și atunci o să ne putem găsi un rost în viață. De pildă, la arhiva în care am lucrat și continui să lucrez ca cercetător și acum, sunt zeci de fonduri care se referă numai la satul nostru, cum ar fi fondul documente ale primăriei Ropcea, a preturii de Storojuneț, a prefecturii de Storojuneț, Mitropolia Bucovinei, care cuprinde zeci și zeci de și sute de documente foarte prețioase. Eu am adunat timp de sigur, de mulți ani am adunat și le-am pus într-un volum o parte din aceste documente. Părere de rău, tot nu mi-ajunge timpul, fiindcă sunt conectat și la alte lucrări, dar sper să fac o ediție nouă în care să public peste 2000 de documente care se referă la satul nostru. E un sat cu care trebuie să ne mândrim, fiindcă este vechi. Puține sate în Bucovina au așa o vechime ca satul nostru. El a fost, știți, la 18 februarie 1440, prima atestare documentară într-un document al domnitorului Moldovei, Roman al II-lea, care a semnat și vorbind despre oraș, despre satul Storojuneț, că atunci era sat, menționează că el era situat ceva mai sus de Ropcea. Satul nostru este amintit și în lucrarea lui Ion Niculci, marele nostru cronicar, cu pagini foarte frumoase despre satul nostru, fiindcă aici a fost distrusă oastea care era din el vins până atunci la 1691. Regele Polonii se retrăgea de la Suceava cu armata lui și aici la Ropcea, în lunca Siretului, l-a prins, era în luna noiembrie, l-a prins o ploaie care s-a transformat după aceea în soare și au murit zeci de mii de polonești. Toți caii pe care aveau oastea poloneză au rămas aici. De atunci bănuiesc eu că mulți polonezi au rămas, fiindcă au fost și mai sunt în satul Ropcea foarte multe nume de polonezi, de ucrainieni, cum ar fi Cuparenko, Volcinski, Mihalevski, Iankovski, Jankovski și mulți Samborski, Mitrașevski, care era și bunilul meu. Dar e un lucru foarte important. Românii din acest sat, oricât n-ar fi venit ucraineni, polonezi în acest sat, ei se românizau, ei deveneau români. Azi încearcă să-i spui lui Samborski sau lui Zabolotniuc sau lui Proțiuc, el nu este român. Deși știți că ei în sângele lor sunt veniți din Galiția, din părțile Mazurii, o bună parte din consătenii noștri. Aș vrea multe lucruri să vă spun, dar mi-am adus aminte acum când am intrat la dumneavoastră un caz cu vreo 6-7 ani în urmă. Am făcut o călătorie pe malul Nistrului în timp de o săptămână. Am făcut o călătorie pe jos. Am trecut prin toate satele ucrainene situate pe malul Nistrului. Și acolo întâlneam oameni în vârstă. Numai oameni în vârstă mai vorbeau româna. Am întâlnit o doamnă, undeva peste 90 de ani,
Și ea când a văzut că eu încep să vorbesc cu dânsa în românesc, a început să plângă. Și primul lucru ce a făcut ea, mi-a spus că ea tatăl nostru și acum îl spune în limba română. Deși satele s-au ucrainizat complet. Alt lucru ce mi-a spus, zice, vreau să-ți recit o poezie. Și știți care poezie mi-a recitat? Cât e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim, altă limba armonioasă, ca ea nu găsim. Era vorba, desigur, de extraordinara poezie a marelui scriitor moldovean, George Sion. Ea mi-a spus această poezie din capul altfine, adică cunoștea, era în cauză bătrânica. Și a plâns și s-a bucurat. Și a mai cântat și imnul regal al României. Nu aș dori ca noi să rămâi numai bătrâni să vorbească limba română. Eu mă bucur, am impresia că acum chiar și în Cernăuz tot mai des se aude limba noastră. Să știți, noi ne putem face un rost în viață numai cunoscând bine limba noastră. Azi am avut și emoții când doamna directoare a clubului m-a dus în muzeul de sus și am văzut foarte multe lucruri frumoase și m-am bucurat că nu am uitat și eu această carte. La începutul ei eu am scris o amintire despre bunelul meu, Metrașevski, care era și tâmplar, și despre o zestre, zestrea noastră. Eu cred că o să înțelegi că e de fapt o fabulă care am scris. Și permiteți-mi ca încheierea acestor câteva cuvinte să vă citesc aceste două pagini de fabulă. Se numește Lada cu zestre. Ziarele de altă dată mi-au stârnit întotdeauna o mare curiozitate. De fiecare dată când le răsfoiesc paginile îngălbenite de vreme, sunt copleșit de emoții neobișnuite. Împreună cu ele, pătrund într-o lume miraculoasă, se pare de mult pierdută, dar plină de taine și surprize plăcute. Aceste emoții le port încă din fragi de copilărie, de când am început să buchisesc primele cuvinte. Fapt care se datorește bunicului meu după tate, nicuța lui Mical, un mare îndrăgostit de ziare. Deși fiind un simplu țăran cu anumite aptitudini în meșteșugul tâmplăritului, mai întâi de toate el era totuși un împătimit al știrilor de la gazetă. Ducând o viață grea, plină de neajunsuri, se încăpățâna ca aproape în fiecare an dintre cele două războaie mondiale să se aboneze la gazetele din Cernăuți și chiar la marile cotidiene din București. Pe bunel nu l-am mai apucat, dar după mărturisirile părinților mei, în casa noastră întotdeauna se puteau găsi teancuri de gazete, iar în zilele de odihnă aici se adunau mai mult gospodari ca să le mai citească câte ceva micuța lui Mica. Mama îmi spunea, cine vinea? Venea Scripa, acela avea patru feciori la școli, la Cernăuți. Venea Iona lui Todrină, că trăia chiar aici, peste drum. Venea Gheorghea lui Constantin. Aici mama făcea o pauză și ofta din greu. Sărmanul, l-au dus rușii mai târziu cu toată familia, tocmai în Siberia și nu s-au mai întors. Au venit cu cahoții noaptea, până i-au strâns că erau mulți, ei doi și șapte copii. Se făcuse ziua. Nanașa Ileana, femeia lui Gheorghea lui Constantin, i-au plâns ca pe morți. S-au bocit singuri aici, acasă, ca acolo în Siberia cine avea să le bocească. Când îi duceau, au trecut pe lângă mine, că ieșise cu gâștele pe rouă. Îi văd ca azi, cei mai mici în căruță, cei mai mari pe jos, din urmă, curat ca la înmormântare. Nanașa, când m-a văzut, mi-a spus prin bocite, să te duci, fată, să iei ghemele celea de lângă, de lână la voi, că rămâne casa noastră pustie, să iei ce mai este prin casă, că noi, parcă nu-i mai ajungeau cuvintele. Ion, băiatul lor mai mare, mă lua la joc, că eram și eu de acum fată mare. Jucam cu dânsul la lunelul. Azi nu se mai joacă, l-a uitat lumea. Ion mergea pe jos în urma căruții și când m-a văzut numai atât mi-a spus, rămâi cu bine, Gheorghină, că noi ne ducem și nu știu dacă ne-o mai vedea. Numai atât mi-a spus. N-avea nici el cuvinte. Stai, ce-ți spuneam? Așa, despre cititul gazetei. Apoi venea Iordache, tu-l mai ții minte? Venea Zioanic Moștu de la deal, venea nanașul Victor a Catrinii, el era mai tânăr, ne-a colonat pe noi, pe mine și pe tatul. Acum ăștia veneau și socrul, Dumnezeu să-l ierte, le citea gazeta câteodată până spre ziua. Mai beau câte un păhărel de rachiu, dar nu de acestea rusești. Pe atunci se cinstea cu pahare mici, cu degetare.
Un șip de rachiu ajungea la 7-8 inși și mai rămânea și pe altă dată. Mai stăteau de vorbă că așa era la cititul gazetei. Odată cu urgiele după război, aduse pe meleagul nostru de eliberatori, s-au pierdut ziarele bunelului și s-a cam terminat și cu cititul gazetei. S-au păstrat numai câteva pagini din universul bucureștean cu care mama a lipit partea lăuntrică a lăzii celei mari cu flori făcută de mâna bunelului și dată ca zestre părinților mei, în care mama păstra cea de mai scump la suflet. Aici, în această ladă, ascuns de ochii fraților mai mari și mai ales de cei ai părinților, îmbătat de mirosul plăcut de haine curate, cămăși, cheptare, catrințe, brâie, sumane, lăicere, de aroma firilor de busuioc și de butuie, am deprins meșteșugul cititului. Și nu era un citit oricare ca al fraților mai mari de la școală, ci era cititul cu caractere latine, adică românești. Mult timp, lada bunelului, după cum spunea tata, a fost unica publicație cu vorbe românești din casa noastră. Unde se mai află azi oare lada bunelului? Unde se mai fie oare această zestre a familiei noastre, cu știrile bucureștene lipite pe scândurile de tei, mâncate de cari, dar cu acele atât de fermecătoare cuvinte românești de cândva? Vă rog și mă închin să studiem și să ne profundăm limba română. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule Dragoș, iar acum în scenă îl invităm pe Iurie Lecic, directorul Centrului de Creație Populară și a Școlii de Art Popular, unde învață peste 160 de copii, un partener al nostru și, desigur, orchestra lui Nicolae Hachmann, renumita orchestră pe care el o conduce, pentru a susține programul artistic Limba noastră e o comoară, dar care este pregătit anume în scopul susținerii acelor idei pe care le-am lansat astăzi la această întâlnire. Este susținut orchestra de către Institutul Cultural Român din București, care suportă cheltuielile de transport, ca să putem veni pe la dumneavoastră, și cele care au fost de afișe. Să ajungem la dumneavoastră. Voastre. Hristos a înviat? Mă bucur enorm de mult că am ajuns și în Ropcea și ați avut acum câteva minute, ați auzit foarte multe informații. Sper că aceste informații să fie utile pentru dumneavoastră, atât pentru cei în vârstă, cât și pentru copiii care stau aici în fața noastră, ținând cont că cel mai principal lucru care îl avem, sau misiune care o avem noi în viața noastră, este păstrarea celor valori care ne-au lăsat strămoșii. Și, în primul rând, asta ar fi limba, asta ar fi cultura noastră, tradiția și obiceiul strămoșesc. Toate aceste lucruri încercăm să le facem și noi, venind în fața dumneavoastră, pregătind sau realizând emisiuni la postul de televiziune atât Bucovina cât și Cernăuți și sper că sunteți și telespectatori fideli ai emisiunilor noastre care în fiecare duminică de la 5 la 6 și jumătate aveți posibilitatea să vă faceți cunoștință cu cei mai tineri și cei mai cu perspectivă interpreți care în cel mai apropiat timp îi vom vedea nu numai pe scenele caselor de cultură din regiune, dar sperăm și pe cele mai înalte scene atât a României cât și a Europei întregi. Unele dintre interpretele de astăzi, într-adevăr, au dus faima cânticului popular românesc în toată lumea, au fost și în Macedonia, și în Polonia, și în Bulgaria, și în Gruzia, și în Armenia, și în Republica Moldova, nu mai zic de România. Și peste tot au vorbit limba română, au valorificat și au promovat cânticul popular românesc. Acest lucru și astăzi ne vor ajuta să-l facem o faimoasă orchestră care ține la cel mai înalt nivel acea artă interpretativă și este vorba de orchestra de instrumente populare sub bagheta maestrului Nicolae Hachmann. Vă rog să-i întâmpinați!
ce se duci mai, băduță mai. Thank you.
voi treci viața omului. Am lucrat astăzi și acum am de toate, nimic nu mai trebuie decât sănătate. Am lucrat astăzi și acum am de toate, nimic nu mai trebuie decât sănătate. Am copii și am avere, ce folos că n-am putere, Doamne, cum mai treci viața omului. Dar stau câteodată în loc și mă gândesc, de ce mă pietrec, de ce mă trăgnesc? Dar stau câteodată în loc și mă gândesc, de ce mă pietrec, de ce mă trăgnesc? Păruiam și-o căruță de puterile inima slăinit, Doamne, cum mai treci viața omului? Deci timpul trece și nu se oprește, dar încet ișor omul bătrânește. Deci timpul trece și nu se oprește, dar încet ișor omul bătrânește. Arda bani, arda avere, să fie cum o foste, Doamne, cum mai trece viața omului? Dar nimic nu mai poți face, timpul nu se mai încarce, Doamne, cum mai trece viața omului? Thank you.
Cerneu slavare, de
făcut-o trecătoare tinereța mea. Asemenea cântec care povestește despre umorul românului în momentul când pe suflet are doar bucurie, este cântecul din repertoriul consacrat de interprete, renumite interprete bucovenențe, Sofia Vicodanca. S-a vetucă în interpretarea Annei a Petrachioaie și a lui Mihail Jar. Tu că ești la poartă să te mai sărut odată și-am diri-diri-diri-ra. Odată de zăcimuri măi și-am diri-diri-diri-ra-ra. Că de asta n-ai să mori măi și-am diri-diri-diri-ra. Măi, Vasilie, eu aș merge, dar mamă, că mă pândește și-am diri-diri-diri-ra-ra. Stânga mare, chimui, întâi cu cocior, m-a pregătit de și-am diri-diri-diri-ra. S-a venit că ieși afară și-am diri-diri-diri-ra-ra. Poate-i scăti scărmăneale, măi și-am diri-diri-diri-ra. Papa mă de zadu, capă din fântână, șam, diri-diri-diri-diri-ra-ra. Nu tremăt pe nicolușcă, afară-i lunicușpe, șam, diri-diri-diri-ra. Lunicușu-i cu prințină, șam, diri-diri-diri-ra-ra. Că te aștept eu la fântână, șam, diri-diri-diri-ra. Mama trage un iul la Vasile, seara cum ai șam, diri-diri-diri-ra-ra.
deja și arme la petrecare.
noapte dormită. Și va duc un gând senin măi, de pe plaiul Campatin măi, unde-s frați înalți și maci și oameni frumoși și dragi, ce cu bucurie așteaptă ziua cea mare și dreaba. Să se bucure Carpații în pace și în bucurie de pământul Vai, tranquilo, 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 tranquilo,
picioară, cum ai măsări joacă ca la noi. Ora legănată și cu pașii moi, joacă, cum ai măsări joacă ca la noi. Și fetii care la coră în sat să jucăm că pare jocul legănat. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă corapii la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă corapii la noi. Verde, verde, matosat, uite așa se joacă azi la noi în sat. Ora legănată și cu pași măruți, joacă o faina și stai și-i bucuiți. Ora legănată și cu pași oi, joacă o măi vasării, joacă o ca la noi. Thank you.
lăsați copiii să plece pe drumul creștin. Încercați să învățați ceea ce este mai sfânt. Sunt acela care n-am învățat niciodată nici rusă, nici ucraineană, dar să știți că vorbesc poate și mai bine decât ucrainenii. De ce? Pentru că mi-am dat interesul. Și nu e adevărat că dacă învață în școală o să știi mai multe. Nu e adevărat, credeți-mă. Acel ce vrea să știe, știe și una, așa, două, așa, zecea. Acel ce nu vrea, pot să-i dați, știți, ca cu, la rățușcă, cu grăuntele în gât. Oricum, au să fie aceia ce îi scris de Dumnezeu. Da? Sunt fatalist și cred că toată lumea în cazul ăsta, e de partea mea. Vă cântăm un cântec într-adevăr și vreau să cântați împreună cu noi un cântec într-adevăr care ne mișcă. Sper și de dumneavoastră. Yeah.
Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu drăznesc. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu drăznesc. Nu-ncă iar mai verde, ce-am iubit se mai vede. Ce-am fost verde sau uscat, băi, ce-am iubit să-mi spun dura. Nu-ncă iar mai verde, ce-am iubit se mai vede. Ce-am fost verde sau uscat, băi, ce-am iubit să-mi spun dura. Dar la fin vino să te iubesc eu, măi. Nu-ncă-i, nu-ncă-i, iar mai verde, ce-am iubit, nu se mai vede. Ce-am fost verde sau uscat, măi, ce-am iubit să-mi spun dura. Toți împreună! Nu-ncă-i, nu-ncă-i, iar mai verde, ce-am iubit, nu se mai vede. Ce-am fost verde sau uscat, măi, ce-am iubit să-mi spun dura. Să ne iubim amândoi, trandafir din dorocoi, să ne iubim amândoi. Bine, alături de noi, alături de cântecele noastre strămoșești, alături de această superbă orchestră de instrumente populare în frunte cu Nicolae Hackmann și acești tineri soliști, discipoli și profesori a Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți. Dragii noștri, iată că 2 ore au trecut așa ca un vis frumos, după o zi de muncă grea pe care ați avut-o pe câmp, prin gospodăriile dumneavoastră, v-ați putut odihni în spiritul nostru național dintotdeauna, în spiritul limbii române, a culturii române, a tradițiilor și obiceiurilor noastre. Vă mulțumim pentru aceste clipe, trăite împreună cu noi și repetăm din nou încă o dată. Pentru engleși nu există o limbă mai frumoasă, mai dragă și mai scumpă decât engleza. Pentru francezi nu există o limbă mai frumoasă, mai dragă decât franceza. Pentru italieni nu există o limbă mai frumoasă, mai dragă și mai scumpă pentru care se bat este italiana lor. Pentru ucraineni, pentru confrații noștri, nu există o limbă mai scumpă, mai dragă decât ucraineana, pe care în o anumită perioadă au pierdut-o și ei și acum revin la ea în forță și se bat și luptă pentru ea și bravo lor. Oare noi suntem mai rei decât celelalte neamuri ca să renunțăm la ceea ce am primit cadou de-a lungul secolelor de la strămoșii noștri, încă de la daci și romani, atunci când s-a produs geneza limbii noastre? Cred că nu. Și nimeni nu ne dă acest drept să fie cel mai mare păcat pe care l-am comite noi în fața strămoșilor și în fața bunului Dumnezeu. Să ne cinstim tradiția, obiceiurile și cultura noastră și, în primul rând, istoria noastră, cea dintotdeauna, cea adevărată, chiar dacă ea a fost călcată în picioare de mai multe ori, a fost falsificată de atâtea ori, dar oricum ea există în sufletele noastre, dăinuie în sufletele noastre, precum dăinuie și cântile acestea extraordinare pe care vi l-a prezentat astăzi maestru Hackmann cu întreaga sa formațiune și acest tineri copii talentați pe care îi educă atât de frumos, vă zic și eu, maestrul Iurie Lecic, domnul profesor și director. Iată că cu toți așa împreună să ne strângem rândurile în jurul limbii noastre, culturii noastre, credințe noastre strămoșești, pentru că numai așa vom putea rezista împotriva tuturor provocărilor, timpurilor grele pe care le trăim. Timpuri de război, cu atât mai mult, ni se cere ca să fim uniți.
uniți în cuget și în simțit, să fim uniți acum și pentru totdeauna în tot ce este bine și frumos. Vă mulțumim din tot sufletul! Mulțumim, domnul Acredințean! Vă mulțumim foarte frumos din suflet domnului Vasile Tărățeanu, scriitorul nostru bucovenean, care a avut plăcere de satul nostru Ropcea și anume la noi a adus în, așa o, un colectiv frumos, o orchestră frumoasă. Îmi părea că suntem, am putea compara orchestra domnului Nicolae Mihailovici cu orchestra lăutare. Îmi părea că mă aflu lângă Nicolae Mărgros. Vă spun sincer, bravo, mulțumim foarte frumos la dumneavoastră că sunteți astăzi împreună cu noi. La domnul Iurie Levcic îl vedem mai mult la televiziune, dar astăzi am avut fericire de a-l vedea în scena noastră. Știm cu toții că dumnealui apare pe ecranul televiziunii când merg emisiunile în limba română și suntem foarte bucuroși că mai există așa ceva, o emisiune care ne bucură sufletele noastre. Și vă dorim la colectivul dumneavoastră, pe tărâmul cultural, realizări frumoase, pace în familia dumneavoastră, în țară și în toată lumea și toate visele cele bune și gândurile să se împlinească, ce vă doriți. Plecăciunile mele în fața dumneavoastră. Dumneavoastră.